Vagabondul umbla de 40 de zile, căutând pretutindeni de lucru. Plecase din locul lui de baștină, Vila Varei, din departamentul La Manche, pentru că nu se găsea de lucru. Era dulgher, avea 27 de ani, era băiat serios, harnic și rămăsese două luni pe spinarea familiei, el, fiul cel mai mare, nemai având altceva de făcut în șomajul general decât să-și încrucișeze brațele puternice. În casă era din ce în ce mai puțină pâine, cele două surori ale lui se duceau să lucreze cu ziua, dar câștigau puțin, iar el, pentru că n-avea nimic de făcut și mânca ciorba celorlalți. Atunci ceruse informații la primărie, secretarul îi răspunse că se găsea de lucru în centrul țării. Plecase, înarmat cu hârtii și certificate, cu șapte franci în buzunar și cu o legătură pe băț, o legătură făcută dintr-o basmă albastră, în care se afla o pereche de pantofi de schimb, niște pantaloni și o cămașă. Merse se fără odihnă, zile și nopți întregi, pe drumuri nesfârșite, sub arșița soarelui și pe ploaie, fără să ajungă niciodată în ținutul acela tainic în care muncitorii găsesc de lucru. Întâi se încăpățânase socotind că nu trebuie să lucreze decât dulgherie, de vreme ce era dulgher. Dar, pe toate șantierele la care se prezentase, i se răspunse că tocmai se concediaseră oameni din lipsă de comenzi, așa că se hotărâ, ajungând la fundul pungi, să facă orice treabă i s-ar în drum. Lucră deci întâi la terasamente, pe urmă ca grăjdar, apoi ca pietrar, tăie lemne, curăță pomii de crăci, săpă o fântână, amestecă mortar, legă bușteni, păzi caprele pe un munte, toate astea pentru câțiva gologani, pentru că nu căpăta decât rare ori lucru pe două-trei zile, și atunci numai cerând un preț mic, care mamea zgârcenia patronilor și a țăranilor. Acum, de o săptămână, nu mai găsea nimic, nu mai avea nimic, și mânca numai câte o fărâmă de pâine din mila femeilor pe care le ruga pe prag, când trecea de-a lungul ulițelor. Se însera. Jacques Randel, zdrobit de oboseală, cu picioarele frânte, cu burta goală, cu disperarea în suflet, mergea desculț pe iarba de pe marginea drumului, pentru că își cruța ultima pereche de pantofi, cealaltă nu mai exista de mult. Era într-o sâmbătă, către sfârșitul toamnei. Nori cenușii se rostogoleau sub cer, grei și iuți, împinși de răbufnirile vântului care șuiera în copaci. Se simțea că va ploua în curând. Câmpul era pustiu acum, în asfințit, în ajunul duminici. Din loc în loc, pe o ogoare, se ridicau, asemeni unor ciuperci galbene, monstruoase, clăi de paie rămase de la trei rat, pământul părea gol, semănat cum era pentru anul viitor. Lui Randel îi era foame, o foame de animal, o foame ca aceea care face lupii să se repidă la oameni. Istovit, își întindea mult picioarele ca să facă mai puțini pași și, cu capul greu, cu sângele zvâcnindu-i întâmple, cu ochii înroșiți, cu gura uscată, își strângea bățul în mână, cu o poftă nelămurită de a pocni din răsputeri primul trecător pe care l-ar fi întâlnit întorcându se spre casă, ca să-și mănânce supa. Se uita spre marginea drumului, având în ochi imaginea cartofilor dezgropați, rămași pe pământul răscolit. Dacă ar fi găsit câțiva, ar fi adunat vreascuri, ar fi făcut un foc mic în șanț și s-ar fi săturat foarte bine, zău, cu cartofii călduți, rotunzi, pe care mai întâi i-ar fi ținut, fierbinți, în mâinile înghețate dar le trecuse timpul și Randel trebui, ca în ajun, să rodă o sfeclă crudă, smulsă dintr-o brazdă. De două zile vorbea tare, lungind pasul, urmărit de aceleași gânduri. Până atunci, nu se gândise adunându-și toate mințile, toate posibilitățile lui reduse, la meseria lui. Acum însă, oboseala, boana necontenită după lucrul care nu era de găsit, refuzurile, răstelile, nopțile petrecute pe iarbă, foamea, disprețul pentru vagabond pe care le simțea la cei legați de locul lor, întrebarea care i se punea zilnic, de ce n-ai rămas acasă, supărarea de a nu și putea întrebuința brațele harnice pe care le simțea pline de putere, Amintirea rudelor rămase acasă și care nici ele n-aveau niciun ban le-au treptat de o furie înceată, adunată o zi după alta, în fiecare ceas, în fiecare minut, care scăpa, fără vrere, în fraze scurte amenințătoare. Pocnindu-ți de pietrele care se rostogoleau sub picioarele lui goale bombănea, ce ceticăloșie. ce ticăloșie. Porcii, lasă să moară de foame un om, un dulger? porci, nici doi gologani. Nici doi gologani. Uite că plouă. Porcii, ghilimele, îl revolta nedreptatea sorții și se supăra pe oameni, pe toți oamenii, pentru că firea mama cea oarbă, e strâmbă, crudă și vicleană. Repeta, cu dinții strânși, porcii, privind fumul subțire care ieșea din acoperișuri, la ora asta a cinei. Și fără să se gândească la cealaltă nedreptate, omenească de data asta, care se numește violență și furt, avea poftă să intre în una din aceste case, să ucidă locuitorii și să se așeze la masă în locul lor. Își spunea: Nu mai am dreptul să trăiesc acum, de vreme ce mă lasă să crăp de foame, și eu nu cer decât să muncesc, porcii. Suferința mădularelor, suferința burții, suferința inimii se suiau la cap ca o beție primejdioasă, și zămisleau în minte o idee simplă, am dreptul să trăiesc, de vreme ce respir, de vreme ce aerule al tuturor. Va să zic că ei n-au dreptul să mă lase fără pâine. Ploaia cădea măruntă, deasă, înghețată. Se opri și în încă o lună de drum până să ajungă acasă. În adevăr, acum se întorcea acasă, înțelegând că mai curând avea să găsească de lucru, apucându-se de orice, în orașul în care se născuse, în care era cunoscut, decât pe drumurile pe care toată lumea îl privea bănuitor. Dacă nu mai mergea dulgheritul, avea să se facă salahor, să lucreze la pregătirea tenguieli, la terasamente, la spart piatră. Chiar dacă n-avea să câștige decât un franc pe zi, tot ar avea ce mânca își înnodă în jurul gâtului ceea ce îi rămăsese din ultima batistă, ca să nu intre apa rece pe spate și pe piept. Dar simți curând că ploaia îl pătrundea prin pânza subțire a hainelor și aruncă în jurul lui o privire înspăimântată, de făptură pierdută care nu mai știe unde să-și ascundă trupul, unde să-și pună capul, care n-are niciun adăpost pe lume. Noaptea venea, acoperind câmpia cu întuneric zări departe, pe un imaș, o pată întunecată pe iarbă, o vacă. Sări peste șanțul drumului și se îndreptă către ea fără să-și dea prea bine seama ce face. Când se află lângă ea, vaca își ridică capul mare și el gândi, dacă cel puțin aș avea o oală, aș putea bea puțin lapte. Se uită la vacă și vaca se uita la el, apoi, deodată, îi trase un picior în coaste și strigă, sus. Vita se ridică încet, lăsând să-i atârne ugerul greu sub ea. Atunci omul se culcă pe spate, între picioarele vitei, și bău îndelung, îndelung, apăsând cu amândouă mâinile ugerul umflat, cald, care mirosea staul. Bău cât lapte se afla în izvorul acela viu dar ploaia înghețată cădea și mai deasă, și întreaga câmpie de șartă nu-i arăta nicio putință de adăpostire. Îi era frig, se uita la o lumină care strălucea între copaci, la ferestrele unei case. Vaca se culcase la loc, greoi. Se așeză lângă ea, mându-i pe cap, recunoscător că fusese hrănit. Răsuflarea grea și fierbinte a vitei, Răsuflarea care ieșea pe nări ca două șuvoaie de abur în aerul serii trecea peste obrazul muncitorului. Omul îmbână. Ție nu ți frig acolo. Își plimba mâinile pe pieptul ei, de-a lungul picioarelor vitei, ca să găsească un pic de căldură. Și îi veni în gând să se culce și să-și petreacă noaptea lângă pântecele acela cald își căută locul ca să se așeze bine și își puse fruntea tocmai pe ugerul puternic, care îl alăptase mai înainte. Apoi, fărmat de oboseală cum era, adormi pe loc. Se trezi însă de câteva ori cu spatele sau cu pântecul înghețat, după cum se lipise, cu unul sau cu celălalt, de animal, se întorcea ca să-și încălzească și să-și usuce partea de trup care rămăsese în aerul nopții, și adormea la loc, Copleșit de somn, cântecul cocoșului îl ridică în picioare. Zorile erau aproape, nu mai ploua, cerul era senin. Vaca se odihnea cu botul în pământ, se aplecă rezemându-s în mâini ca să-i sărute nara mare de carne umedă și îi spuse. Rămas bun, frumos pe altă dată. Ești o vită bună. Rămas bun. Apoi își puse pantofii și plecă merse două ceasuri drept înainte, pe același drum, dar îl năpă de o atât de mare, încât se așeză pe iarbă. Se făcuse ziua, clopotele bisericilor sunau, bărbați cu cămăși albastre, femei cu bonete albe începeau să treacă pe drumuri, fie pe jos, fie în căruțe, îndreptându-se către satele vecine, să-și petreacă duminica la prieteni, la rude un țăran gras care mâna în fața lui vreo 20 de berbeci ce behăiau neliniștiți, păziți de un câine iute, trecu pe drum. N-ai cumva de lucru pentru un muncitor care moare de foame? Întrebă el. Celălalt răspunse aruncând o privire rea asupra vagabondului. N-am de lucru pentru oamenii pe care îi întâlnesc pe drum. Dulgherul se întoarse și se așeză în șanțul lui. Așteaptă vreme îndelungată, Privind cum trec țăranii prin fața lui, așteptând să vadă un chip bun, un chip compătimitor, ca să-i facă aceeași rugăminte. Alese un fel de târgoveț, îmbrăcat cu o redingotă, care purta un lanț de aur pe pântece. Îi vorbi, caut de lucru de două luni, nu găsesc nimic, nu mai am un ban în buzunar. Acel târgoveț pe jumătate îi răspunse ar fi trebuit să citești avizul care e afișat la intrarea în sat. Cerșetoria e oprită pe teritoriul acestei comune. Află că eu sunt primarul și că dacă nu ștergi iute, pun să te aresteze. Randel, care începea să clocotească de furie, șopti. Pune să mă aresteze dacă vrei, sunt chiar bucuros, pentru că cel puțin așa n-am să mor de foame. Și se întoarse să se așeze în șanț peste un sfert de ceas, în adevăr, doi jandarmi se iviră pe drum. Mergeau alături, încet, la vedere, strălucind în soare cu tricornurile lor lăcuite, cu curelele galbene și în nasturii lor de metal, de parcă ar fi vrut să-i sperie pe răufăcători și să-i alunge departe, foarte departe. Dulgerul pricepu foarte bine că veneau pentru el, dar nu se clinti, prins dodată de pofta surdă de a-i înfrunta, de a fi prins de ei, de a se răzbuna mai târziu. Se apropiau prefăcându-s că nu l-au văzut, călcând cu pasul lor soldățesc, greoi și legănat ca mersul gâștelor. Apoi, deodată, când trecu prin fața lui, se prefăcură că-l descoperă, se opriră și începură să-l cerceteze cu o privire amenințătoare și mânioasă. Brigadierul înainte întrebând, ce faci aici? Omul răspunse liniștit. Mă odihnesc. De unde vii? Dacă ar fi să vă spun toate locurile prin care am trecut, mi-ar trebui mai mult de un ceas. Unde te duci? La vila Varei. Ce e aia? În La Manche. De acolo ești. Sunt de acolo. Și de ce ai plecat de acasă? Ca să caut de lucru. Brigadierul se întoarse către jandarm și rosti cu glasul furios al unui om pe care aceeași și aceeași șmecherie începe să-l scoată din sărite. Toate secăturile astea vorbesc la fel. Știu eu cu cine am de-a face. Apoi urmă. Ai hârtii. Da, am. Dă-le în coa. Randel își scoase din buzunar actele, certificatele, biete hârtii roase, murdare și rupte, și le întinse soldatului. Celălalt le deslușa la bisind, apoi, dându-și seama că n-aveau niciun cusur, îi le dăd apoi cu mutra nemulțumită a unui om care a fost tras pe sfoară de altul, mai șiret decât el. După câteva minute de gândire, îl întrebă iar. Ai bani la tine? Nu, deloc, deloc, niciun gologan, niciun gologan. Atunci din ce trăiești? Din ce mi se dă? Adică cerșești. Randel răspunse hotărât. Da, când pot. Jandarmul declară. Te-am prins în flagrant delict de vagabonaj și cerșetorie, fără mijloace de trai și fără meserie, pe drum, și ți poruncesc să mă urmezi. Dulgerul se ridică. Unde poftești? Răspunse el. Apoi adăugă, așezându-se între cei doi soldați, înainte chiar de a-i se fi poruncit, hai, închideți-mă o să am cel puțin un acoperiș deasupra capului când o ploua. Și plecară către satul ale cărei o ne se zăreau printre copacii desfrunziți, la o depărtare de un sfert de leghe. Când trecură prin sat era ora mesei. Piața era plină de lume și numai decât oamenii se așezară pe două rânduri ca să vadă răufăcătorul, pe care îl urma o ceată de copii întărătați. Țăranii și țărancele se uitau la omul acela arestat, între doi jandarmi, cu ochii aprinși de ură și cu pofta de a-l lovi cu pietre, de a-l jupui de piele cu unghiile, de a-l strivi în picioare. Se întrebau dacă jefuise sau ucisese. Măcelarul, fost spahiu, afirmă. E un dezertor. Tutungiul crezu că-l recunoaște, că în dimineața aceea chiar îi strecurase o monedă falsă de 50 de centime, iar negustorul de mărunțișuri văzu în el, fără niciun pic de îndoială, pe ucigașul de negăsit al văduvei Malet, pe care poliția îl căuta de șase luni. În sala Consiliului Municipal, în care îl duse răpaznicii lui, Randel îl găsi și pe primar, așezat în fața mesei de judecată și asistat de învățător. Ha! Ha, strigă magistratul, iată-te iar, băiete. Ți-am spus eu că am să te bag la închisoare, ei, brigeger, despre ce e vorba. Brigadierul răspunse. Un vagabond fără niciun căpătâi, domnule primar, fără nicioace de trai și fără bani la el, cum spune, singur, arestat ca cerșetor și vagabond, înzestrat cu certificate bune și cu hârtie în regulă. Arată-mi hârtiile alea. Rosti primarul. Le luă, le citi, le reciti, le dădu înapoi, apoi porunci, caută-l în buzunare. Randel fu căutat în buzunare, nu se găsi nimic. Primarul părea încântat. Îl întrebă pe muncitor. Ce făcea azi de dimineață pe drum? Căutăm de lucru. De lucru. Pe drumul mare. Cum ați vrea să găsesc, dacă m-aș ascunde în păduri? Se privi răținta amândoi cu ura animalelor care fac parte din rase dușmane. Magistratul continuă. Am să te pun în libertate, dar să nu te mai prind altă dată. Dulgerul răspunse, Vreau mai bucuros să mă țineți arestat. M-am săturat să bat drumurile. Primarul rosti, cu o mutră severă. Taci, apoi le porunci jandarmilor să-l scoateți pe omul ăsta 200 de metri afară din sat și să-l lăsați să-și vadă de drum. Muncitorul glăsui. Cel puțin dați-mi de mâncare. Celălalt se supără. Asta ne-ar mai lipsi, să te hrănim. Ha, asta e bună. Dar Randel continuă, cu tărie. Dacă mă mai lăsați să crăp de foame, mă siliți să fac o ispravă urâtă. Cu atât mai rău pentru voi, giftuiților. Primarul se ridică în picioare și începu să strige. Luați-l repede de aici, până nu ni ies din fire. Cei doi jandarmi îl luară de brațe pe dulgher și îl traseră afară. El se lăsă dus, străbătul din nou satul, se află iar pe drum. Când cei doi ajunseră cu el la 200 de metri depărtare de semnul de hotar al satului, brigadierul glăsui. Hai, tu le tot? și să nu te mai prind prin sat, că o să vezi cu cine ai de-a face. Randel porni la drum fără să răspundă și fără să știe încotro se duce. Merse drept înainte cam un sfert de oră sau douăzeci de minute, atât de copleșit, încât nu se mai gândea la nimic. Dar, dintr-o dată, trecând prin fața unei căsuțe a cărei fereastră era încă deschisă, un miros de supă îi pătrunse în piept și îl opri scurt în fața ei. Și, brusc, o foame sălbatică, de lup, înnebunitoare, îl răscoli, fugata să la zvârle ca pe un animal pe zidurile locuinței aceleia. Spuse tare, cu o voce tunătoare. Ei, firar să fie, de data asta trebuie să-mi dea. Și începu să bată tare cu bățul în ușă. Nu-i răspunse nimeni, bătu și mai tare, strigând: Hei, 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 ma, aia dinăuntru, hei, deschideți! Nimic nu se clinti, atunci se apropie de fereastră, o împinse cu mâna, și aerul încins ai bucătăriei, aerul călduț, plin de mira smasupei calde, a cărnii fierte și a verzei năvăli către aerul rece de afară. Dintr-o săritură dulgherul fu în odaie. Pe masă erau puse două tacâmuri. Proprietarii, plecați pe semne la liturgie, își lăsase răprânzul pe foc, rasolul bun de duminică și supa grasă de zarzavaturi. O pâine proaspătă aștepta pe camin, între două sticle care păreau pline. Randel se repezi mai întâi la pâine, o rupse cu atâta violență de parcă ar fi sugrumat un om, apoi începu să înfulece cu cu dumicați mari, repede înghițiți. Dar mirosul de carne l-a trase curând către plită și, după ce ridică capacul de pe oală, băgă înăuntru o furculiță și scoase o bucată mare de carne de vacă, legată cu o sfoară. Mai luă și varză, morcovi, ceapă, până când își umplu farfuria și, după ce o puse pe masă, se așeză în fața ei, tăie rasolul în patru și mândă ca la el acasă. După ce înghiți aproape toată bucata și o mulțime de zarzavat, își dădu seama că era sete și se duse să ia din sticlele de pe camin. Cum își turnă în pahar, înțelese că era rachiu. Ce să-i faci, învelzea. Avea să-i înfierbânte sângele, avea să fie bun, după cât frig îndurase, bău. I se păru într-adevăr bun, pentru că se dezobișnuise de el. Își turnă din nou un pahar plin, pe care îl bău din două înghițituri. Și numai decât se simți bine dispus, înveselit de alcool, ca și când o mare fericire i-ar fi lunecat în stomac. Mânca mereu, mai puțin grăbit mestecând încet și muind pâinea în supă. Toată pielea de pe trup era încinsă, îi ardea mai ales fruntea, în care îi zvâcnea sângele. Mânca, dar, deodată, un clopot bătut departe se isprăvea liturgia și instinctul, mai mult decât frica, instinctul de prudență care îndrumă și face agere toate fapturile în primejdie, îl făcu pe Dulger să se ridice, să se apropie de fereastră cu pași furișați, după ce își pusese într-un buzunar restul pâinii și în celălalt a doua sticlă de țuică și să privească în drum. Era încă gol, sări și se puse pe mers, dar, în loc să o apuce pe șoseaua principală, fugi peste ogoare către o pădure pe care o zărise. Se simțea sprinten, puternic, vesel, mulțumit de ceea ce făcuse și atât de ușor, încât sărea peste îngrăditurile ogoarelor dintr-un singur salt, cu picioarele lipite. De cum se află sub copaci, scoase sticla din buzunar și începui iar să bea cu înghițituri mari, fără să se oprească din mers gândurile începură să îi se încurce, ochii îi se făcură tulburi, picioarele elastice ca niște resorturi. Cânta vechiul cântec popular, vai, ce bine, ce bine, să culegi fragi. Acum mergea peste un mușchi umed, proaspăt, și covorul ăsta moale sub picioarele lui îi dădea pofta năstrușnică să facă tumbe, ca un copil. Își făcu vânt, țâșni în sus, se ridică, o luă de la început. Între o tumbă și alta, cânta. Vai, ce bine, ce bine, să culegi fragi. De dată se află la marginea unui drum povârnit, în dosul căruia văzut o fată voinică, o slujnică ce se întorcea în sat ducând două găleți de lapte, prinse pe un cerc de putină, ca să le țină departe de trup. O pândi, aplecându-s, cu ochii arzători, cu ochii unui câine care vede o prepeliță. Îi văzu și ea, ridică fruntea, începu să râdă și strigă. Dumneata cântai așa, el nu răspunse și sări în râpă, cu toate că malul era înalt de cel puțin șase picioare. Când îl văzu deodată drept în fața ei, fata îndână. Doamne, cum mai speriat! Dar el nu auzea, era beat, era nebun, răscolit de o altă furie mai mistuitoare decât foamea, înfierbântat de alcool, mânia de neînfrânta omului care a fost lipsit de toate de două luni, și care e beat, care e tânăr, aprins, ars de toate poftele pe care natura le-a semănat în carnea viguroasă a bărbaților. Fata se dădu înapoi, înspăimântată de chipul, de ochii lui, de gura lui între deschisă, de mâinile lui întinse o apucă de umeri și fără să scoată un cuvânt o răsturnă pe drum. Ea lăsă să-i cadă gălețile care se rostogoliră făcând un zgomot grozav și vărsând laptele, strigă, apoi, pricepând că nu folosea la nimic să strige în pustiul acela, dându-și seama acum că nu vroia să o moare, îi cedă, fără să-i pară prea rău, fără să fie prea supărată, pentru că flăcăul era puternic și, într-adevăr, nu prea sălbatic. Dar după ce se ridică, se înfurie deodată cu gândul la cele două găleți vărsate și, scoțându-și papucul dintr-un picior, se repezi de data asta i le el, gata să-i spargă capul dacă nu-l plătea laptele. Randel însă nu pricepu atacul acesta brutal și nițel trezit din beție, zăpăcit și înspăimântat de ceea ce făptuise, o rupse la fugă cât îl țineau picioarele în vreme ce ea arunca, cu pietre în urma lui. Câteva îl nimeriră în spinare. Fugi mult, mult, până când se simți istovit cum nu fusese în viața lui. Picioarele îi se muia seră de nu-l mai puteau duce. Nu mai pricepea nimic, nu și mai aducea aminte de nimic, nu se putea gândi la nimic. Se așeză la rădăcina unui copac. Peste cinci minute dormea fu trezit de o izbitură puternică și, când deschise ochii, văzu cele două tricornuri de piele lăcuite aplecate peste el și pe cei doi jandarmi de dimineață, care îl țineau și legau brațele. Știam eu bine că am să pun iar mina pe ține. Rosti bajocoritor brigadierul. Randel se ridică fără să scoată un cuvânt. Cei doi îl zgâlțuiau, gata să-l dacă ar fi făcut o mișcare, pentru că în clipa asta era prada lor, devenise un client al poliției, prins de acești vânători de vinovați care n-aveau să-l mai lase din mână. La drum, porunci jandarmul, porniră. Seara venea, întinzând peste pământ o lumină tomnatică de asfințit, grea și sinistră. Peste jumătate de ceas ajunseră în sat. Toate ușile erau deschise, pentru că se aflase întâmplarea. Țărani și țărange, răscoliți de mânie, de parcă fiecare ar fi fost furat, fiecare ar fi fost siluit, voiau să-l vadă adus pe Ticălos, ca să-l ocărască. De la prima casă până la primărie răsunară haiduieli și înjurături. Primarul îl aștepta, răzbunat el însuși pe acest vagabond. Când îl zări, îi strigă de departe. Aha, flăcăule, tot aici ai ajuns își freca mâinile, mulțumit cum nu fusese de multe ori în viața lui. Am spus eu, am spus eu de cum l-am văzut pe drum. Apoi, cu veselie îndoită. Ah, ticălosule! Ah, ticălos a furisit, te-ai asigurat de 20 de ani, băiete! 1887